Moțiunea de cenzură a fost citită în plen și cam atât. Nu știm când vom avea un vot asupra ei, în condițiile în care în birourile permanente reunite PNL și PSD au votat să pună acest lucru pe ordinea de zi doar după o decizie a Curții Constituționale asupra sesizării pe semnăturile moțiunii. Până atunci, alianțele nefirești continuă, USR cu AUR și PNL cu PSD. Colega mea, Gabriela Mihai, a urmărit subiectul și vine cu mai multe informații. Bun găsit, Gabi! Până dimineața, până acum avem o singură certitudine și anume aceea că până pe data de 15 septembrie ambele părți implicate în acest demers, adică atât Guvernul României cât și Parlamentul României, trebuie să trimită Curții Constituționale punctele de vedere. Pe de altă parte, conform procedurii, ulterior, Curtea Constituțională va mai stabili un termen pentru ședința publică de judecată și un alt termen pentru a veni cu o decizie pe sesizarea făcută de guvern împotriva Parlamentului după ce a fost depusă moțiunea de cenzură de la cei de la USR Plus împreună cu AUR. Așadar, există probabilitatea ca o decizie finală din partea Curții Constituționale să vină după Congresul Partidului Național Liberal, care are loc în aproximativ 2 săptămâni, adică pe 25 septembrie. Cert este că în aceste momente știm că cei de la Curtea Constituțională ar trebui să dea o decizie până pe 28 septembrie. Așadar, rămâne de văzut cum se va implica Curtea Constituțională sau nu. Știm, conform istoricului, că cei de la Curtea Constituțională de regulă nu se implică în scandalurile politice. Tocmai de aceea este probabil ca o decizie definitivă pe sesizarea făcută de guvern să vină după data de 25 septembrie. Acest lucru înseamnă că Congresul Partidului Național Liberal se va desfășura cu premierul Florin Cîțu în continuare în funcție de premier, ceea ce înseamnă că ar putea să îi sporească șansele pentru a câștiga șefia Partidului Național Liberal. Până la urmă vorbim despre o cursă în care este înscris cu actualul președinte al Partidului Național Liberal, Ludovic Orban. Am văzut și o provocare lansată ieri de premierul Florin Cîțu. Acesta spunea că dacă nu va fi constituțională procedura prin care s-a depus moțiunea de cenzură și Curtea Constituțională arată că executivul a avut dreptate în momentul în care a făcut această sesizare, atunci, în opinia sa, ar trebui ca cei doi președinți, președintele Camerei Deputaților și președintele Senatului, să plece din funcție imediat.